Bună dimineața tuturor! Astăzi avem un eveniment interesant care se petrece la gazda acestui eveniment, este Artcore. Evenimentul de astăzi este dedicat lansării portalului guvernamental al cetățeanului și această lansare face parte dintr-o serie de evenimente dedicată aniversării a 10 ani de la lansarea Agenției pentru Guvernare Electronică. Și această campanie presupune că în fiecare săptămână, timp de 10 săptămâni, este dedicată lansării unui serviciu specific. Astăzi este despre portalul cetățeanului. Eu sunt un cetățean care sunt și antreprenor, mă numesc Artur Gureau. În platou sunt invitații noștri de la Agenția pentru Guvernare Electronică, domnul Iurie Țurcanu, director al Agenției pentru Guvernare Electronică, domnul Igor Bercu, care este manager în cadrul proiectului Agenției de Guvernare Electronică, și domnul Vlad Manoil, șef al Direcției Management Proiecte și Produse în cadrul Agenției de Guvernare Electronică. Prin Zoom puteți să vedeți colegii noștri care participă online de la Casa Națională de Asigurări Sociale, Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, Agenția Servicii Publice, Serviciul Tehnologiei Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Astăzi evenimentul este, cum spuneam, unul special. Avem lansarea portalului guvernamental al cetățeanului. Este o premieră absolută pentru Republica Moldova și domnul Igor va prezenta nou portal guvernamental. Dar înainte de toate, aș dori să rog colegul meu Vlad să lanseze un filmuleț micuț de prezentare, după care îi oferim cuvântul domnului Iurie. Este medicul meu. Imobiliare de țin. Pentru aceasta ai nevoie doar de semnătura electronică. Accesează mcabinet.gov.md. Te autentifici prin M-Pass, iar informația de care ai nevoie devine imediat disponibilă. Iar ca să fii informat la timp, oriunde, despre expirarea unor acte, necesitatea achitării unor impozite sau amenzi și altele, poți solicita primirea notificărilor pe adresă de e-mail sau SMS pe telefonul mobil. Cu mcabinet.gov.md, informațiile relevante sunt la un click distanță. Noi aducem eficiența în locul birocrației, pentru că e guvernul tău. E guvernul tău, e guvernul nostru. În continuare îi oferim cuvântul domnului Iurie Țurcanu, director al Agenției de Guvernare Electronică, pe care îl rugăm să ne prezinte pe scurt conceptul portalului cetățeanului. Vă rog frumos! Stimați prieteni, bună dimineața! Mie îmi spune Iurie Țurcanu, sunt director al Agenției de Guvernare Electronică și astăzi, alături de colegii mei, Igor și Vlad, și o echipă întreagă care a rămas la agenție deocamdată, vrem să vă prezentăm un produs nou, un produs absolut așteptat de către mai mulți din cetățeni, întrucât este un produs derivat din necesitățile cetățenilor. Câteva cuvinte despre agenția noastră și de unde ia naștere acest produs. Agenția de Guvernare Electronică are un mandat deosebit în Guvernul Republicii Moldova, cel de a facilita dezvoltarea digitală a Guvernului, inclusiv a îmbunătăți interacțiunea dintre cetățeni și business. Și dintre cetățeni și stat, dintre cetățeni și autoritățile centrale, locale, dar și dintre business și stat, la fel. În contextul unui proces mai amplu de modernizare a serviciilor guvernamentale, aplicăm niște principii care apropie statul către cetățeni. Îl apropie prin
serviciile electronice, îl apropie prin facilitarea acestei interacțiuni și însănătoșirea relațiilor dintre cetățean și dintre consumatorul serviciilor electronice, consumatorul serviciilor publice și acele autorități prestatoare de servicii. Încă din 2010, atunci când a fost lansată Agenția de Guvernare Electronică, la acel timp Centrul de Guvernare Electronică, era clar că guvernul rămâne în urmă cu anumite inovații, cu adoptarea tehnologiilor, însă ulterior, trasându-și o anumită strategie, o strategie de dezvoltare digitală, a început un proces amplu de modernizare a proceselor de guvernare și, în special, a serviciilor publice. A fost lansată prima versiune a portalului serviciilor publice în 2011 și, din acel moment, informația despre serviciile publice, dar nu doar informația, dar chiar unele servicii publice, au devenit electronice și puteau fi accesate direct din portal. Constatând ulterior că nu este probabil cel mai facil lucru prin care această informație putea să fie obținută. Totodată cu portalul au fost întâmpinate o serie de provocări de ordin de securitate, de ordin de putere juridică a unor tranzacții electronice cu care noi ne-am confruntat și atunci când aveam nevoie de anumite sarcini să le îndeplinească fiecare din autorități, încercam să identificăm dacă nu cumva aceste sarcini sunt comune pentru mai multe autorități și să le implementăm ca niște servicii guvernamentale, adică niște servicii care pot fi partajate cu mai multe autorități. Așa au luat naștere, pe lângă portalul serviciilor publice, care la acel moment conținea doar informații despre serviciile publice, unde pot fi prestate, cât timp durează, cât costă aceste servicii și alte lucruri, au luat naștere o serie de alte platforme de autentificare, de exemplu, serviciul MPAS, care spunea, de fapt, răspundea la întrebarea esențială cine este pe celălalt capăt al liniei atunci când avem servicii prestate la distanță. Sau serviciul M-Sign atunci când vorbim despre putere juridică date acelor tranzacții electronice. Sau platforma de schimb de date atunci când nu vrem să facem din cetățean poștaș ca să ducă un document de la un serviciu, de la autoritate la alta, ci vrem să-i dăm o comoditate, iar autoritățile să facă schimb de date în spatele scenei. Sau platforma cloud de care avem nevoie pentru a găzdui aceste servicii electronice. Pe parcursul timpului au apărut aceste servicii foarte solicitate de altfel. Ca să exemplific, doar serviciul de plăți electronice MPay are o creștere de aproximativ 1 milion de tranzacții anual. Asta e creșterea, însă până acum au fost încasate și vărsate în bugetul statului circa 11 miliarde de lei deja. Deci au fost o serie de servicii produse de succes care au fost bine apreciate atât de autoritățile statului cât și de cetățeni. Totodată constatăm că unele din aceste servicii ele mai aveau nevoie de anumite îmbunătățiri. Și unul din aceste servicii, cum spuneam, este resursa portalul guvernamental al serviciilor publici, care era mai static decât noi ne-am fi așteptat. Noi am fi vrut ca cetățeni deja să vedem acolo mai multe informații despre noi, despre noi înșine. În momentul în care se produc anumite evenimente, să vedem aceste evenimente, să le vedem în ghișeul nostru, în cutia noastră de informații. Așa a luat naștere ideea creierii portalului cetățeanului, care de fapt este un agregator de informații despre persoană, despre sine. Astfel, autentificându-ne în acest portal, putem să vedem diferite informații despre noi în calitatea noastră diferită de contribuabil, de asigurat social, de supus militar, de conducător auto, de multe alte ipostaze în care noi, ca cetățeni simplu, ne regăsim în raport cu statul. Acest portal este unul informativ, dar
Însăși noțiunea de portal ne induce la ideea că el, de fapt, conectează diferite servicii sau diferite puncte sau răspunde la multe întrebări prin resursele pe care le antrenează, prin diferite alte servicii la care face referință. Deci veți găsi pe portal nu doar datele despre noi înșine, pe care date, să zic eu, putem unele din ele, nu toate, dar unele din ele putem să le și verificăm cu ușurință în actele noastre de stare civilă sau de alte acte, însă tot acolo vom găsi și niște referințe, niște sfaturi, niște referințe la servicii, ce ar trebui să fac în caz că, de exemplu, îmi expiră revizia tehnică sau îmi expiră asigurarea obligatorie fiind conducător auto și multe alte lucruri utile. Acesta este contextul apariției portalului cetățeanului. Este o resursă informațională pe care noi vrem să o dezvoltăm și va fi dezvoltată iterativ în procesul amplu de modernizare serviciilor guvernamentale. Unul câte unul, diferite servicii vor fi conectate în portal și noi îl vedem ca un produs viu, un serviciu viu care săptămână de săptămână va veni cu noi seturi de date, noi blocuri de date, noi link-uri la servicii în funcție de actualitate și de prioritățile noastre individuale. Acestea fiind spuse, aș vrea să îi ofer cuvântul colegului meu Igor Bercu pentru ca să ne și arate cum va funcționa acest portal imediat după prezentarea noastră. Mulțumesc frumos. Până când domnul Bercu se conectează ca să vedem o demonstrație, o să-l rog în cele ce urmează, mai ales în contextul celor spuse de domnul Țurcanu referitor la Ghișeu Unic, pe domnul Vlad Manuil, șef al Direcției Management Proiecte și Produse în cadrul Agenției de Guvernări Electronice, să ofere de asemenea o perspectivă și unele completări la cele relatate de domnul Iurie. Mulțumesc frumos, Artur. Bună dimineața la toată lumea. Deci, portalul cetățeanului, după noi, este un element cheie a ceea ce noi numim guvernare eficientă, da? Pentru că noi la toată lumea le spunem, e-guvernarea nu este despre guvernare electronică, este despre guvernare eficientă. Iar eficiența asta, în cazul cetățenilor, se transpune în servicii ușoare, calitative. Da? Și cel mai bun serviciu e cel de care nu ai nevoie. Iată, anume, în direcția asta și merge portalul cetățeanului și ea se înscrie perfect în strategia asta de modernizare. Deci am început în 2011 prin a crea acel ghișeu unic informațional despre servicii, toate serviciile publice. Până atunci trebuia să știi pe ce pagină web să te duci ca să afli informații sau să știi ce telefon să apelezi. Da? Noi le-am adunat toate într-un sort de pagine aurii pentru servicii publice. Da? Mai departe, a avut loc consolidarea a 5 din cei mai mari prestatori de servicii în jurul a ceea ce astăzi este Agenția de Servicii Publice, iarăși pentru a simplifica această interacțiune și nu a implica 5 ghișee, dar unul. Mai departe, ceea ce facem noi acum vine și mai departe să simplifice această interacțiune, că nu trebuie să știi neapărat de ce ai nevoie. Când acest portal al cetățeanului te informează când trebuie să intervii în anumite momente, da? Fie că ai de plătit o amendă, fie că trebuie să achiți impozitul, indiferent dacă ai pierdut sau nu avizul celălalt de plată sau ai uitat sau nu ai uitat să-ți prelungești permisul de conducere sau asigurarea acea revizia tehnică și așa mai departe. Mai departe, acest portal o să fie folosit chiar și pentru a te informa de anumite beneficii de care poți să beneficiezi. Da? Vorbesc aici de anumite alocații, în momentul în care se întrunesc anumite condiții. Da? Portalul ar putea spune, vezi că poți să aplici pentru alocația respectivă, da? Și o faci în câteva clicuri, nu o faci prin câteva vizite cu documente. Acest portal, la fel, va servi și ca un punct unic de stocare a tuturor documentelor electronice de care ai nevoie, da? Pentru că pe măsură ce avansăm, tot ceea ce primim acum pe hârtie va avea suport electronic implicit, da? Și în cazul ăsta, ca să nu le stocăm prin e-mail-uri, prin flash drive-uri, prin alte locații, toate vor fi în locul ăsta, inclusiv notificările care le vom primi. Mai departe, ceea ce spunea Artur,
urmează portalul antreprenorilor, care probabil o să bucure foarte mult pe antreprenorii tineri, dinamici, care au nevoie în timp real să țină mâna pe pulsul întreprinderii lor și care ar trebui și văd în stat un declanșator, nu o frână a dezvoltării afacerilor lor. Da? În același timp, noi vrem să consolidăm și punctul ăsta de prestare offline a serviciilor, pentru că ne dăm seama că nu toată lumea e pregătită să treacă online. Și până lumea capătă abilitățile necesare, noi acum suntem pe punctul de a consolida niște ghișei unice la nivelul primăriilor și la nivelul oficiilor consulare, unde lumea poate să meargă să beneficieze de servicii pe loc, fără a se deplasa, ceea ce este actual în condițiile pandemice de astăzi. Da, deci începem pilotarea în 2021 cu 22 de locații, adică 17 primării și 5 oficii consulare și acest proces de integrare, de simplificare, el va continua. Dar nu vreau să vă deschid toate parantezele și lăsăm și pentru alte evenimente, îi transfer mai departe ștafeta lui Igor. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Da, în continuare, domnul Igor Bercu, care este manager proiect în cadrul Agenției de Guvernare Electronică, va demonstra cum, la modul practic, funcționează acest portal al cetățeanului și ce ar trebui să cunoaștem noi înainte de a-l accesa. Domnul Igor, vă rog frumos. Da, mulțumesc, Artur. Bună ziua, stimați prieteni. Mie îmi spune Igor Bercu, sunt managerul acestui proiect. Este un proiect apropiat sufletul meu, să zicem, pentru că eu și ca și părinte și ca și antreprenor am confruntat de multe ori birocrația care este prezentă în diferite ghișee pentru a obține tot felul de informații pe care tot la rândul meu trebuia să le prezint în altă parte. Acest portal pentru mine este ca, să zicem, un singur punct de intrare în care eu practic am tot ce îmi trebuiește mie. La ziua de azi, în versiunea asta care noi o lansăm, este informativă în sens că prezintă, adică eu am acces la toate informațiile despre mine în acest portal, urmează, așa cum am menționat și colegii mei, să adăugăm noi seturi de date, noi blocuri de date, dar mai mult, vrem să-i dăm și un statut legal atunci când am să pot extrage un certificat, un extras din acest cabinet semnat electronic, astfel încât acest certificat să aibă o putere juridică și să poată fi prezentat electronic la orice entitate. Astfel, scutindu-mă de drumurile astea ca să iau un certificat sau copia certificatului de naștere sau permisul de conducere sau livretul militar sau alte documente care acum sunt solicitate de autorități. Portalul vine cu o parte publică în care prezintă acele blocuri de date disponibile la moment. Avem 11 blocuri de date acum deja instalate în acest cabinet sau în acest portal al cetățeanului. Sunt lista actelor deținute, ceea ce ține de buletin, de permisul de conducere. Este informația despre medicul de familie și instituția medicală unde sunt asociat sau unde sunt de servit. Un bloc de date foarte important și actual în ziua de astăzi, asta este blocul de alegeri, ceea ce înseamnă să vedeți secția noastră de votare. Personal a rămas surprins să văd că urmarea pandemiei s-au schimbat secțiile de votare și s-a dovedit că eu de fapt am să votez în altă secție decât votam până acum. Informații foarte utile pentru mine. Vă încurajez să folosiți acest bloc de date și să vă asigurați că cel puțin cunoașteți în siguranță unde aveți de votat la 1 noiembrie. Plăți în pay. Colegii mei, Iuri în special, au vorbit despre acest serviciu foarte popular în ziua de astăzi. Uitați-vă că în acest cabinet, eu personal folosesc foarte des acest serviciu MPay, începând cu plata de la grădiniță și finalizând cu plata amenzilor, mai prind și eu câte o amendă, și plata către asociații și mai departe, dar de multe ori uit ce am achitat, nu știu, n-am achitat. Uite că blocul ăsta acum îmi permite să am o viziune, o listă a plăților mele efectuate, eventual cele care mă așteaptă a fi achitate.
Următorul bloc care ține de Casa Națională de Asigurări Sociale, țin să vă spun, iarăși, e un bloc foarte interesant, pentru că începând din 1999, eu pe atunci lucram deja, pot să văd practic toate contribuțiile mele și cam la ce pensie trebuie să mă aștept. Deocamdată este un bloc informativ care aduce de la Casa Națională de Asigurări Sociale acea listă, în primul rând dacă sunt asigurat sau nu, dacă acei agenți economici unde eu activez plătesc cu regularitate și plătesc atât cât îmi declară mie că plătesc în, în fondul asigurărilor sociale. Urmează să implementăm și o mică aplicație care, în funcție de vârsta dumneavoastră, o să vă spună cam ce pensie, la ce pensie trebuie să vă așteptați. Situația fiscală este un bloc, iarăși, foarte important. De multe ori ne pomenim că au trecut câțiva ani și noi s-a dovedit că undeva n-am plătit ceva, un impozit pe venit sau n-am declarat-o și suntem surprinși că între timp au mai crescut și penalitatea. Uite că acest bloc îți permite anume să știi situația ta financiară, care au fost veniturile tale și în cazul în care ai datorii, la ce linie de buget ai datorii și cât constituie această datorie. Evident, poți iniția plata din acest portal al cetățeanului. Blocul bunuri imobile, așa cum sună și blocul, vă prezintă lista bunurilor imobile de care dispuneți cu anumite informații complementare, cu elemente de tranzacții, cum ar fi să achitați impozitul pe bunul imobil sau să solicitați un certificat cadastral. Vehicul în posesie, respectiv lista, apropo, este un bloc foarte important, vă spuneam de acea mapă plină cu documente, este un bloc care de fapt acumulează informații din mai multe registre de stat. Pe lângă faptul că aflați DNV-ul și informații despre vehiculul care îl dețineți, tot aici o să vedeți informația de la autotest privind revizia tehnică, când ea expiră sau dacă a expirat, și de la CNPF, ceea ce ține de asigurarea de răspundere civilă obligatorie. Afaceri. Este un prim bloc de trecere de la portalul cetățeanului către portalul antreprenorului. Aici, deocamdată, sunt listate lista companiilor administrate cu posibilitatea ulterioară de a iniția anumite activități ce țin de companii, de afaceri. În portalul antreprenorului o să fie anume acest bloc extins. Deja avem colegii mei de la M-Connect, deja solicită anumite date pentru ca să le includem aici pentru antreprenori. Contravenții este un bloc de date care arată contravențiile. Bine, nu este un bloc, zicem, fericit, dar asta e situația. În momentul în care încalci regulamentul circulației rutiere, vrei, nu vrei, trebuie să achiți. Aici o să puteți vedea amenzile care au fost achitate sau acele procese verbale care au fost întocmite și așteaptă a fi achitate. Și un bloc destul de interesant, istoricul accesării datelor personale. Aici vreau să menționez că odată cu legea 142, toate autoritățile din Republica Moldova care necesită accesarea datelor caracter personal o fac prin platforma de interoperabilitate M-Connect, iar acest lucru se jurnalizează. Odată accesate datele cu caracter personal, se jurnalizează cine, când și ce date a accesat și care este temeiul legal pentru care a făcut acest lucru. Vreau să accentuez aici că în acest bloc veți vedea doar acele date accesate prin această platformă M-Connect, inclusiv accesând portalul cetățeanului, veți vedea propriile accesări ale datelor cu caracter personal. Vreau să mulțumesc partenerii care au mers la întâmpinare și ne-au furnizat datele pentru această primă versiune care o lansăm astăzi. Asta este Casa Națională de Asigurări Sociale,
Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Servicii Publice, Serviciu Fiscal de Stat, Serviciu Comisia Electorală Centrală, Serviciul Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică, și încurajăm în continuare și alte autorități care dețin informații despre cetățeni, despre mediul de afaceri, să manifeste acea deschidere, pentru că tehnic noi avem toate posibilitățile ca să le oferim cetățenilor sau antreprenorilor. Un lucru este de menționat și asta am încercat să accentuăm chiar și la accesarea acestui portal, lucru foarte important. Pentru a accesa acest portal și a vedea nemijlocit datele, este necesar deținerea unei semnături electronice. De ce este această, nu știu, zicem, restricție, nu vreau să-i spun impediment? Semnătura electronică, în ziua de azi, este acea identitate electronică care vă definește în fața unui sistem informatic. Ori, portalul cetățeanului este acel sistem informatic care, în primul rând, trebuie să vă identifice. Noi am încercat să dezvoltăm mai multe posibilități, mai multe instrumente ca să ușurăm cât mai mult lucrul cetățeanului și să sărim peste această impediment, să zicem, în accesarea acestui portal. Astfel, este suficient odată să folosiți acea semnătură electronică sau semnătură mobilă ca ulterior să vă setați autentificarea în doi pași, lucru care o să vă permită să vă autentificați în acest portal fără necesitatea de a mai, să zicem, achita acea semnătură electronică. Eu am să mă autentific acum în portal. De multe ori am folosit semnătura electronică și practic pot să o fac cu orice instrument care apare aici la autentificarea prin AMPAS. Am să folosesc telefonul mobil, semnătura mobilă. Da, am primit un cod. Codul este de ce? Pentru că dacă ați reușit să rețineți telefonul meu mobil, să nu încercați să vă autentificați cu acest telefon, pentru că oricum eu am să primesc acea notificare, este o confirmare că anume eu am inițiat autentificarea în portal. După care mi este solicitat un cod PIN, cu tot respectul, dar n-am să vi-l spun. Așa, odată autentificat, deci M-Pass-ul îmi spune ce informații despre mine sunt transferate sau sunt transmise a serviciului portalul cetățeanului, trebuie să accept spre aceste date și ajung la acel dashboard. Este o fotografie preluată din buletinul meu, deci este de la Agenția Servicii Publice, un avatar. După care vedeți aici niște date cu caracter personal care vă rog să nu le notați sau oricum tentativa de a accesa o să fie jurnalizată și am să ne manifest, zicem, dreptul de a solicita explicații. Blocurile care vi le-am enumerat acum pe rând afișează, deci în dashboard avem un extras din aceste blocuri. În momentul în care s-a dovedit că eu sunt acum în prezent un cetățean relativ exemplar, nu am nicio datorie și nicio amendă neachitată, deci la mine totul este cu verde, dacă observați, achitat, asigurat și așa mai departe. Acei care au, nu sunt asigurați sau au amenzi neachitate, o să apară pe acest dashboard acel semn de exclamare cu roșu, adică atenție, aveți o amendă neachitată sau aveți datorii la fisc și așa mai departe. Deja accesând fiecare bloc de date în parte, vedeți mai multe detalii privind informația despre dumneavoastră. Eu n-am să parcurg absolut toate blocurile sau cel puțin să-l trec rapid, încurajându-vă să faceți acest lucru și să vedeți informații despre dumneavoastră. Să mă opresc mai mult la blocul alegerii despre care vă spuneam, pentru că este un bloc destul de actual în contextul alegerilor prezidențiale. Deci aici lucru important, avem unde merg să votez, e ca informații despre secția de votare, numărul secției de votare, adresa și data alegerilor și după care este lista candidaților cu informațiile preluate de la Comisia Electorală Centrală, CEC.
Plăți MPEI este lista plăților care le-am executat eu în ultima perioadă. Aceste plăți pot fi ușor eventual verificate în direct în MPEI. Ca să vă dea mai multe informații despre statutul notei de plată, pentru ce a fost achitat, când a fost achitat, suma care a fost achitată, puteți descărca. Deci acestea sunt deja funcționalitățile MPEI-ului și este acel moment despre care vorbeau și colegii mei, de legătură dintre acest portal al cetățeanului cu alte servicii de e-guvernare. Aici lista asigurărilor și agenților economici unde am activat eu în ultimii ani, implicit este o perioadă de un an. Situația fiscală, care iarăși cea care e în prezent acum, probabil ați văzut că sunt de la sud și am mai moștenit niște terenuri și le pot vedea aici. Surprinzător, de la cadastru am un singur document, dar parcelele astea m-au rămas și eu cumva câte 5 ari, câte 6 ari, în fine. Nu am niciun vehicul în posesie și în cazul în care nu aveți o afacere sau nu aveți un vehicul, o să vă apară acest mesaj, nu sunt date. Asta înseamnă că aveți totul înainte să vă procurați un vehicul, ulterior să vedeți aici. Cazul meu, de exemplu, am să văd informații despre vehiculul meu în posesie. Contravenții, după cum vă spuneam, am prins și eu câteva amenzi. Ultima am prins-o în 2017, are statutul achitat, vedeți și suma și mai multe informații despre această amendă. Important la acest bloc este că în prezent am 0 puncte penalizare din 15. Probabil știți că la jumătate de an punctele de penalizare expiră. Așa. Ce e încă interesant, aici puteți iniția o plată în cazul în care aveți o amendă neachitată sau puteți vedea, de exemplu, cum puteți contesta un lucru foarte important. De multe ori, dacă cetățeanul nu este de acord cu agentul constatator, deci are tot dreptul să contesteze acel proces verbal și tot de aici puteți vedea cum puteți face acest lucru. Și istoricul accesării datelor cu caracter personal, am să pun aici o mai mare perioadă. Ar fi mai ușor dacă aș avea ambele mâini libere, da. Sau cel puțin ușor, cel. Da, astea sunt. Sincer, când eram în proces de implementare, am avut și un accident de mașină și am rămas surprins să aflu că Ministerul de Interne mi-a verificat datele. Am solicitat să văd informații de ce am fost verificat și s-a dovedit că e o procedură standard în care dumnealor au verificat dacă eu mai am sau nu mai am amenzi neachitate, puncte de penalizare, deci e o procedură standardă, dar eu acest lucru l-am văzut chiar aici în portalul cetățeanului, în momentul în care mi s-au accesat datele cu caracter personal. Vă spuneam de accesările proprii, dacă bifez aici, pansa mult mai multe accesări, pentru că, bine, și-am și testat portalul acesta și am, până în pas, m-am autentificat de foarte, foarte multe ori. Ce ar mai fi de menționat aici, vă încurajez să citiți termenii și condițiile, deci toată informația care este prezentată în acest portal este în exclusivitate oferit de parteneri. M-Cabinet nu, M-Cabinet preia datele din M-Connect și nu le denaturează în niciun fel. Deci sunt afișate așa cum sunt oferite de către deținătorii registrelor de stat. Agenția Servicii Publice, CNAS, CNAM și așa mai departe. Ceea ce încercăm noi să facem, eventual să corelăm aceste informații care vin cu alte servicii conexe. De exemplu, având procesul verbal de la contravenție, să putem să ne conectăm la MPEI pentru a putea achita. Având nota de plată, să putem achita nota de plată prin MPEI. Având, de exemplu, de la CNAM acum vin doar codul
instituției medicale. Încercăm să oferim pe baza acestui cod mai multe informații, un telefon al medicului de familie și așa mai departe. Adică ceea ce putem noi oferi, să complementăm acele informații obținute de la deținătorii de registre. Încă un moment, Vlad a menționat că urmează să mai avem încă niște lansări foarte importante. Nu știu dacă pot să spun despre surpriza din săptămâna viitoare. Noi mai venim cu un serviciu foarte interesant și util și chiar zilele trecute am fost la un forum în Găgăuzie, discutam cu persoane și mă întrebau de ce noi așa ceva nu avem. Acum avem deja prin acest portal al cetățeanului, cetățenii vor putea primi notificări de la alte autorități. Asta va fi posibil de făcut prin serviciul M-Notify. Mai multe detalii vă îndemn să ne urmăriți și săptămâna viitoare și o să vedeți. Fapt, ceea ce vreau să menționez acum, este că acele notificări sunt disponibile chiar aici. Deocamdată eu primesc notificări doar de la M-Pass pentru că am solicitat ori de câte ori se face autentificare să fiu notificat. E și o chestie de securitate. Telefonul meu chiar și în această prezentare a fost cumva aici afișat și orice tentativă evident se jurnalizează și eu aș vrea să fiu notificat că uite, cineva încearcă să autentifice. Ulterior, deja M-Notify este integrat cu alte instituții care vor transmite notificări. Ce înseamnă asta? De exemplu, e o notificare de la Serviciul Fiscal de Stat privind neachitarea unor datorii sau privind un anunț sau ceva de genul ăsta, această notificare o să poată fi vizualizată pe lângă preferințele setate de utilizator și aici în portalul cetățeanului. Sper că nu mi-o scăpa nimica. În orice caz, noi avem aici un centru de asistență. În cazul în care o să apară întrebări, acțiunile conexe. Da, deci fiecare bloc de date are niște acțiuni conexe. De exemplu, dacă să luăm chiar sănătate, avem aici, vezi informații despre COVID, vezi cum te poți programa online la vizită la medic și alte informații conexe acelui bloc de date. Astea fiind spuse, vă mulțumesc și așteptăm utilizarea acestui portal. Probabil în cel mai scurt timp o să venim și cu o funcționalitate de feedback ca să vedem opinia, părerea dumneavoastră privind acest portal și evident să ținem cont de ea și să venim cu noi îmbunătățiri. Mulțumesc, Arthur! Mersi mult, domnul Igor. Eu fiind în același timp și e rezident în Estonia, vă dau mulțumesc de similitudini și mă bucur anume chestia asta, inclusiv că poți să vezi dacă datele tale au fost accesate de vreo autoritate. Eu ca să fac un rezumat, pot să spun că de fapt fiecare cetățean primește are de fapt disponibil un cabinet personal pe care îl poate accesa în siguranță de acasă, dar cu date verificate, oficiale, furnizate de instituții de stat. Deci de fapt e un singur gateway, da, așa o platformă care te conectează cu toate aceste servicii pe care le-ați enumerat. În continuare aș vrea să discutăm mai detaliat un pic despre beneficiile și avantajele noului portal și să-l rog pe domnul Iurie să modereze discuția cu colegii care sunt conectați prin Zoom. Vlad, o să te rog să le spui colegilor care ne privesc prin Zoom că pot să ne urmărească și pe privesc.eu pentru că este o mică diferență deci ca să ajungă întrebările mai rapid, dar să fie sunetul aici pornit. Ok, domnul Iuri, vă rog frumos să vedeți cine din colegii dumneavoastră este disponibil acum prin Zoom ca să aibă o intervenție în cadrul evenimentului. Vă rog frumos. Da. Mulțumim frumos, Arthur, mulțumim frumos, colegi, pentru informația referitoare la portal despre modalitatea cum îl utilizăm. Vreau să vin și eu cu mulțumiri deosebite partenerilor noștri cu care s-a putut efectua, s-a putut dezvolta acest portal, să-l aducem astăzi cetățenilor, autorităților publice, pentru tot efortul pe care l-au depus până acum, dar după cum ați constatat, vreau să le mulțumesc și anticipat și pentru tot efortul care abia urmează, fiindcă
Spuneam anterior că noi vrem ca acest serviciu să fie unul viu, ca periodic să venim cu noi actualizări. Aș dori să ofer cuvântul câtorva colegi din sectorul public, celor care au contribuit la apariția acestei resurse informaționale, pe care noi o considerăm una importantă. După cum ați văzut, sunt multe lucruri în premieră pe acest portal, inclusiv și unele lucruri care de mult visam să le avem, cine ne-au accesat datele personale, cum ați menționat și dumneavoastră. Dar tot în premieră au fost făcute și niște declarații în ultima perioadă, venind de la Casa Națională de Asigurări Sociale, despre modernizarea acestei instituții, a proceselor aferente acestor instituții, inclusiv a plăților, inclusiv a proceselor interne care exclud hârtia. Tot în acest portal, după cum ați văzut, este un bloc important ceea ce înseamnă asigurările sociale. De asta, dacă, cu permisiunea dumneavoastră tuturor, aș dori să-i ofer cuvântul doamnei directoare, doamna Elena Țăbârnă. Doamna directoare, dacă sunteți pe loc, vă rog frumos să interveniți cu unele comentarii, unele opinii vis-a-vis de acest portal. Mulțumim! Dar vreau să menționez că pentru portalul guvernamental al cetățeanului, Casa Națională vine cu un bloc de date aferent administrării transparente a contribuțiilor de asigurări sociale de stat care și formează bugetul asigurării sociale de stat. Sunt contribuții care sunt achitate și declarate de către angajatori din fondul total de salarizare pe instituții și din salariul fiecărei persoane angajate. Respectiv, noi venim cu un bloc de date cu referire la perioada de activitate a persoanei, fondul de retribuire a muncii declarat lunar de către angajator, suma contribuțiilor calculate și achitate de către angajator și indemnizația de capacitate temporară de muncă la fel calculată. Este un bloc de date care oferă cetățeanului o informare amplă despre contribuțiile care se achită din salariul pe care el îl primește lunar și de către angajator din fondul total de retribuire a muncii. De ce face Casa Națională transparentă informația respectivă? Vreau să atrag atenție pentru cei care ne urmăresc că informația respectivă se utilizează ulterior la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale de stat. Și ne dorim ca informația respectivă să fie una transparentă, ca persoana când își obține dreptul la o prestație de asigurări sociale de stat să nu aibă surprize neplăcute la acest compartiment. Ulterior, Casa Națională va reveni, cum a menționat și domnul Bercu, cu informații, cu o posibilitate de a estima cuantumul pensii, reieșind din contribuțiile achitate de către angajator pe unele persoane. Consider eu că este o modalitate foarte bună de informare a unei persoane cu referire la, încă o dată reiterez poziția Casei Naționale, cu referire la contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajator și de către angajat din fondul de retribuire a muncii a persoanei. Sperăm că această modalitate de informare a cetățeanului va fi una vizualizată de mai multe persoane și vom exclude în acest sens și rândurile la ghișeile caselor teritoriale de asigurări sociale, care persoanele care vin cu solicitarea de a le elibera extrasul din cont, ceea ce este analogic informării persoanei online prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului. Încă o dată mulțumim Agenției de Guvernare Electronice, care mereu ne surprinde cu produse noi în acest domeniu și vreau să vă spun că ne faceți activitatea mai ușoară din acest punct de vedere. Succes! Vă mulțumim frumos, doamnă director, pentru aceste aprecieri, dar și pentru
tot efortul dumneavoastră și a echipei dumneavoastră pentru dedicație, pentru contribuția la acest proces frumos și atât de necesar de modernizare a administrației publice și de modernizare a interacțiunii cu cetățenii. În acest moment aș dori să-i ofer cuvântul colegului nostru, fostului nostru coleg, dar actualmente directorului adjunct al Agenției Servicii Publice, instituția cu cele mai multe date, de altfel, deținătoarea registrelor celor mai importante registre din stat, datele despre care le-ați văzut acolo, domnului Eugeniu Ursu, cu care am și pus, de fapt, temelia acestui idei, acestui proiect, acestui portal și am muncit cot la cot ca acest portal să apară astăzi în fața dumneavoastră. Eugen, vă rog. Mersi, Iuri, Vlad, Igor, colegi, vă salut. Este în popor o vorbă, n-au trecut nici câțiva ani ca să realizăm ceea ce ne-am propus și, într-adevăr, am așa o nostalgie și un deja vu. Când am început a discuta problematica, țin minte foarte bine când a fost deconectat serviciul de trafic, din vari motive, nu vreau acum să intru în detalii, și în speranța că vom găsi soluții rapide, astăzi am o plăcere mare, profesională, să văd că în sfârșit am reușit și am realizat acest mecanism. Este, de fapt, un efort comun și bine ați menționat. Eu, cu siguranță, nu mi-am schimbat părerea și impresia atunci când noi discutam despre acest concept de M-cabinet, despre acel pochet de informații în buzunarul meu, despre cele informații care eu le transmit guvernului pentru păstrare atunci când mă adresez la un serviciu sau altul. Încredințez guvernului datele mele și cred eu că guvernul este obligat ca să-mi creeze instrumente și acces la aceste date necondiționat și eu trebuie să am acces atunci când am nevoie. Îl privesc și ca un canal de comunicare eficient dintre guvern și cetățean, pentru că aceste informații îmi ușurează, de fapt, agenda mea zilnic care eu mi-o construiesc și atunci când am nevoie de anumite informații sau îmi expiră niște acte sau trebuie să achit careva tax, atunci acest instrument este unul foarte eficient și eu nu pierd timp, doar îmi îndeplinesc obligațiunile. Încă o dată reiterez că sunt foarte, foarte bucuros să văd că sunt rezultate practice și palpabile și în speranța că noi am depășit, de fapt, toate problematicile care au creat acea condiție de a închide cele servicii electronice anterioare, vorbesc de aplicație trafic. Mă bucur să văd că nu ne-am concentrat doar pe dimensiunea de trafic, pe dimensiunea de amenzi, dar vedem un pic mai în complex, vedem ca un portal care pot accesa diferite tipuri din guvern. Eu vreau să doresc succes tuturor și îndemnul meu personal și profesional este ca toate instituțiile statului care dețin datele cetățenilor să fie deschiși pentru a pune la dispoziție prin așa instrument, astfel încât noi ca cetățeni simpli, pentru că în primul rând noi suntem cetățeni simpli, cetățeni acestui stat, să avem toate posibilitățile și toate instrumentele astfel încât să-mi pot accesa datele mele. În continuare rămânem deschiși să mai discutăm și să mai proiectăm diferite informații sub formă de notificări, sub formă de accesări de informații din partea cetățenilor, cât și a mediului de afaceri. Mult succes în continuare și mergem înainte ca să facem lucrurile și mai frumoase. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Eugen! Mulțumim dumneavoastră, echipei de la Agenției Servicii Publice, care întotdeauna sunt receptivi, ne furnizează datele valoroase pe care noi le împărtășim cu autorități, dar de data asta și cu cetățenii. Mulțumim frumos! Fiindcă ați pomenit despre acel sistem e-trafic care era bine primit de societate și care la un moment dat a dispărut, iată că elementele acestui e-trafic, dar și noi, apariții, noi funcționalități urmează să mai apară în curând, elementele astea se regăsesc aici în portal datorită efortului alte echipe frumoase de la Serviciul Tehnologiei Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, cărora tot aș dori să le mulțumesc, dar și să-i ofer cuvântul domnului director Andreian Șova, pentru ca să ne salute și să ne spună care este impresia lui despre această nouă apariție, acest nou produs. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Sper că se aude bine! S-aude bine, mulțumesc! De toate, dați-mi voie, stimați colegi, să vă felicit cu ăștia
important 10 ani de e-guvernare și e-transformare. E un lucru extraordinar de masiv implementat, rezultatele pe măsură sunt, cum a spus și domnul Ursu, palpabile, evidente. Ministerul Afacerilor Interne, dat fiind faptul că tot s-a menționat e-traficul, cumva încercăm sau ne face plăcerea să ne poziționăm ca unii din cei care au venit cu necesitatea creierii unui astfel de instrument. Cred că, dacă nu greșesc eu, încă a fost anul 2017-2018, nu mai știu exact. Ne bucură foarte mult abordarea care a luat-o Agenției de Guvernare Electronică, pentru că, din punctul nostru de vedere anterior, vedeam ca un instrument necesar relativ îngust, cumva prin prisma existenței anterioare a aplicației astea e-trafic, utilizat într-adevăr pe larg, mai ales de conducătorii de vehicule. Deci apreciem și vreau să vă spun că am fost foarte plăcut surprins totuși de amploare care a luat instrumentul ăsta în cabinet. Viziunea a fost una foarte importantă și foarte corectă din punctul nostru de vedere, de a încadra și de a aduce acolo maximal informații posibile din instituțiile statului. Și, de fapt, rezultatul este lansarea astăzi a serviciului. Ministerul de Interne vede în asta o oportunitate foarte importantă, deși pentru etapa actuală am venit cu un set destul de restrâns de date, fie din domeniul contravențiilor în traficul rutier, deci respectiv, cum s-a menționat și în prezentare, amenzile aplicate, punctele de penalizare. Sunt sigur că prezintă informații, poate nu neapărat cele mai plăcute, dar informații de interes, mai ales pentru conducătorii de vehicule auto. Totuși, declarăm, dacă îmi permit să expun așa, deschiderea noastră în viitor de a dezvolta acest instrument prin prisma datelor care și resurselor informaționare care le deține Ministerul Afacerilor Interne. Noi, de principiu, avem peste 140 de servicii publice care le prestăm persoanelor fizice sau juridice. Asta presupune utilizarea unui set sau deținerea unui set important de informații și de date. Și noi vom face tot posibil și vom conta pe suportul Agenției Guvernare Electronice de a veni cu informațiile astea cât mai deschis către societate, cu respectarea evidentă tuturor normelor impuse de protecție, de caracter personal și așa mai departe, astfel ca accesul la informații respective să fie cât mai ușor, cât mai rapid, cât mai facil, mai ales în condițiile actuale pentru lansarea portalului ăsta, ar trebui să menționăm că e foarte important și din prisma situației pandemice care o avem, ea duce inevitabil la faptul va scădea necesitatea cetățenilor de a se prezenta la diferite ghișee, de a obține informații, de a obține anumite hârtii, acte și așa mai departe. Deci, categoric, salutăm această inițiativă. Rămânem și ne exprim deschiderea totală pentru dezvoltarea în continuare acestui instrument. Contăm foarte mult pe suportul noastră și al tuturor colegilor implicați în acest proces. Vă mulțumim mult! Digitizarea tuturor proceselor din cadrul Ministerului, dar nu doar din cadrul Ministerului. Ne ajutați și pe noi cu aceste date valoroase, chiar dacă nu întotdeauna sunt cele mai fericite cazuri de... Alo? Da. Chiar dacă nu întotdeauna, probabil, sunt cele mai fericite mesaje de minte de la poliție, de la... dar sunt necesare întrucât dacă nu reacționezi la timp, dacă nu știi, nu te informezi, poți da de probleme, poți da de... te poți ciocni cu multe alte consecințe. De asta vă mulțumim frumos pentru deschiderea dumneavoastră și a echipei. Și în acest moment aș dori să le mulțumesc tuturor celorlalte autorități, parteneri care ne-au furnizat date, ne-au ajutat să dezvoltăm această resursă informațională, acest produs, acest serviciu, dar și multe, multe altele, pe care le și găzduim într-o platformă guvernamentală. De asta, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să-i ofer cuvântul, pentru cuvânt de salut, domnului
director al Serviciului Tehnologiei Informaționale și Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, domnului Sergiu Popovici, cu care conlucrăm deja de mai mulți ani, foarte mulți, foarte multe proiecte realizate împreună și foarte multe clipe de inovații și de creativitate pe trecut împreună. Domnule Popovici, vă rog frumos! Da, vă auzim. Mă auziți? Da, da. Bună ziua tuturor. Chiar scuze, dar suntem în paralel mai mult ședință și producție. Dar e prea bine să vă văd astăzi în aliniment, da? Mă auziți? Da, da, vă auzim bine. Eu nu știu că mă dă rău la urmă. Iura. Da, vă auzim, domnul Popovici. Vă auzim. Cam întrebă, am avut contact cu Andrian Șova, adică suntem de acord cu toate ce sunt discutate. Totuși avem niște propuneri când va fi în proces, poate este să ne întâlnim așa, nu? Online, ca și să ne vedem unul pe altul, face to face. Alo, alo, dar nu știu. Deci Dorin director. Nu știu ce vreți să pară de conexiune. Noi susținem ideea primirii portalului PAC, el nu trebuie să fie acolo, în țărcana lui Moldova. E un eveniment care bun și eu cred că el trebuie să fie implementat mai devreme. Dar, având în vedere că agenda de guvernare și de guvernare, înțelegem că bine și e bine vedere ce bun mai târziu. Bine, mulțumim frumos, domnule director. Mesajul dumneavoastră este unul clar, unul... Nu trebuie Mulțumim frumos! Mulțumim foarte mult pentru dedicația și a echipei Serviciului Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică, cu care, spuneam anterior, am reușit să realizăm toate aceste proiecte digitale pe care credem noi că o să prindă la public, la cetățeni. Vă mulțumesc frumos tuturor celor care și-au adus aportul din echipa noastră pentru acele zile și nopți petrecute non-stop în a realiza conexiunile necesare pentru date, companiei care ne-a ajutat să dezvoltăm acest produs, compania Simples este acea companie care ne-a ajutat să dezvoltăm acest produs, să-l aducem ca să vadă lumina zilei, precum și portalul nou, pe care o să-l, portalul serviciilor publice nou, care urmează să fie și el lansat în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc frumos, colegi, pentru aceste dedicații, pentru acest efort. Vă încurajez pe toată lumea să utilizați portalul cetățeanului. Stați cu ochii pe noi. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, în același loc, cu un nou produs inovator de e-guvernare, serviciu guvernamental de notificare. Vreau să vă mulțumesc. Eu am doar o singură întrebare și cred că e important să repetăm și acum pe final. Deci, pentru a accesa portalul, trebuie să accesăm serviciul mcabinet.gov.md. Și mcabinet, asta e m de la Moldova și cabinetul personal. Întrebarea mea este dacă aceasta este varianta finală sau el va mai fi actualizat pe parcurs cu noi date.
Așa cum a menționat și Iuri, deci portalul este un produs viu. Noi venim acum inițial cu un set de date, cel care îl avem în disponibilitate de la partenerii noștri și acele care acum sunt stabile și sunt prezente în portal. Urmează, practic, cred că la cel puțin o săptămână, noi o să venim cu noi ajustări, cu noi seturi de date, cu noi elemente de tranziții, de tranzacții, de achitarea serviciilor, de accesarea serviciilor, de utilizarea acestei informații care vine în cabinet, corelate cu alte servicii, tot de e-guvernare. Vă mulțumesc mult pentru această precizare și pentru prezentare. Cum a spus și domnul Iurie, vă invităm săptămâna viitoare, de asemenea marți, începând cu ora 10, la un nou eveniment care va face parte din campania dedicată aniversării de 10 ani al Agenției pentru Guvernare Electronică în Moldova. Mulțumim mult celor care ne-au urmărit online și vă doresc o zi bună!